Cred că se termină pe la 1 și ceva. Oh.
Împreună cu toți titorii, slujitorii, ostenitorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, în vecii vecilor. Aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desam et perfice eam quam plantavit dextera tua. Luați-l voi și-l răstigniți, căci eu nu găsesc în el nicio vină. I-au răspuns iudeii, pe Iisus afară și așezut pe scaun de judecată în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiești numit al căpățânii, iar evreiește se zice Golgota. Acolo l-au răstignit și împreună temenea și pe ale celuilalt răstignit împreună cu el. Venind însă la Iisus, zise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor. Pentru preasfințitul Părintele Episcopul Severinului, Părintele nostru Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de... ...lor o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimii lor. Poporul român cel bine credincios de pretutindeni să-i pomenească Domnul Dumnezeu. În suferință sufletească și trupească, pe toți cei care sunt în călătorie, pe toți cei care mărturisesc credința patriei, îndrăgirea neamului și mărirea sfintei noastre biserici, și pe cei ce au adormit în lagăre închis. Or, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Dă-ți vieții noastre fără durere neînfrântate în pace, și răspuns mâna fricoșă. Și făcătorul tău Dumnezeu, acum și pururia și în vecii vecilor. Alții ca într-un gând să mărturisesc mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, Mara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a... Și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Pe tine a te binecuvânta, pe tine a te lăuda, ți-ați mulțumit, ți-a ne-nchina, într-un locul stăpânirii tale. Sfinților, robilor lui Dumnezeu, eroi bănățeni ai națiunii române, care au luptat în cuvelea
protopopul doctor Ioan Sâlbu, protopopul Coriolan Burac, protopopul Mihail Gane, Dumitrache, Cornel Miclo și Augustin Coman, Eugeniu Haz, Isaac Rădulescu, Dimitrie Scaverdea, căzuți pentru libertate. De preoți și de cei apropiați fac ca an de an să ne bucurăm. Fie ca pilda lor să ne dea curaj și încredere în forțele noastre. Doamnelor și domnilor, începe depunerea coroanei. Și în acest an, cu ajutorul lui Dumnezeu, la prasnicul înălțării Sfintei Cruci, am urcat pe muntele mic, pe muntele sacru al Banatului și ne-am rugat la Sfânta Liturghie în fața crucii monument, pomenindu-i pe eroii și martirii bănățeni căzuți pentru unitatea națiunii române, pentru libertatea și demnitatea noastră. Ne-am bucurat de prezența preasfințiților episcopi Nicodim al Severinului și Strehaiei și Macarie al Europei de Nord. Ne-am bucurat de asemenea de prezența autorităților civile și militare, centrale, județene și locale și de prezența multor preoți și credincioși care și-au lăsat parohiile, satele și și-au îndreptat pașii spre Muntele Mic, spre această cruce, simbol al Banatului și al demnității și libertății noastre pe aceste meleaguri. Le mulțumim tuturor pelerinilor, tuturor celor care și în acest an au venit împreună cu noi în acest pelerinaj și ne rugăm Mântuitorului Hristos, cel care și-a purtat crucea pentru noi și pentru a noastră mântuire, să ne ajute ca fiecare să ne purtăm cu demnitate și responsabilitate crucea vieții
Și atunci când suntem chemați la o sărbătoare duhovnicească, să nu uităm să-i mulțumim Domnului pentru că ne dă putere și ne ajută să ne purtăm crucea și să ne răstignim împreună cu El pentru a învia împreună cu El la o nouă viață în Hristos. La chemarea Preasfințitului Părinte, Episcop Lucian, am urcat acest munte al Golgotei duhovnicești din Banat, sfințindu-ne împreună și purtând și înălțând crucea lui Hristos, care ne poartă și ne înalță într-un altul împărăției cerurilor. În această zi, când preznuim înălțarea Sfintei Cruci, în fiecare an, Preasfințitul Episcop Lucian a organizat și organizează unul dintre cele mai frumoase pelerinaje. Am participat în fiecare an la acest pelerinaj și la Sfânta Liturghie ce s-a săvârșit aici, pe Muntele Mic, unde se află una dintre cele mai mari cruci ridicate în cinstea eroilor de la noi din țară. Este o atmosferă duhovnicească pe care o simțim aici, rugându-ne în acest cogaion, în acest loc înalt, mai aproape de Dumnezeu. Toți preoții și toți credincioșii care au venit aici, unii an de an, alții poate acum pentru prima dată, simt bucuria duhovnicească și toți medităm la Sfânta Cruce, arma cea nebiruită împotriva vrăjmașului nostru diavol. Datorită puterii Sfintei Cruci, datorită sângelui vărsat de Domnul Iisus Hristos, puterea vrăjmașului a încetat. De aceea spunem, Doamne, arma asupra diavolului, crucea Ta ai dat-o nouă. Au încetat farmecele, descântecele, oracolele, pentru că diavolul, puterea diavolească, a încetat odată cu vărsarea sângelui Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce. Suntem onorați să participăm pentru al patrulea an consecutiv la manifestările, la sărbătorirea Sfintei Cruci aici pe muntele Mic, ca o simbioză a armatei împreună cu instituția, cu biserica, să ne cinstim eroii aici în sanctuarul munților Banatului, Muntele Mic, și în același timp să rememorăm alături de Biserica Ortodoxă Română eroii bănățeni care, știuți sau neștiuți, și-au dat viața de-a lungul timpului în marile conflicte ale neamului nostru pentru păstrarea ființei naționale, pentru continuitatea poporului nostru pe aceste meleaguri. Vom fi mereu prezenți alături de Biserica Ortodoxă, acolo unde spiritul neamului nostru este prezent, și vom cinsti alături de biserică eroii neamului nostru românesc. Obișnuim să venim de mai mulți ani aici împreună cu familia, ne-am rugat și acum, în ciuda ostenelii, ne simțim foarte împliniți sufletește și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Poftiți! Sunt din Lugoj, este prima dată când particip la un asemenea pelerinaj. Sunt fericit că am participat, am aflat că este a noua ediție și se ține în fiecare an, din urmă cu 9 ani, pe data de 14 septembrie, în această zi mare de sărbătoare, sărbătoarea Sfintei Cruci și cinstirea eroilor bănățeni. Am fost foarte impresionat și sper, dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, să mai revenim. Mă simt mult mai bine după Sfânta Liturghie, unde au participat în alte feți bisericești, dacă spun așa, și
ne simțim altfel, cu trupul încărcat de bunătate și cu har duhovnicesc, zic eu, și m-aș bucura să mai pot participa la așa ceva. A fost foarte plăcut. Sunt în Timișoara și am venit pentru a participa la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, în procesiunea care se organizează în fiecare an la Muntele Mic, unde m-am înălțat duhovnicește și plec cu inima plină de bucurii și liniște sufletească.